Luptătoarea Alexandra Anghel domină sportul individual craiovean în ultimii ani. Multiplă campioană europeană, desemnată în repetate rânduri sportiva anului în județul Dolj, aceasta are șanse mari de a prinde în acest an un loc la Olimpiada de la Paris, ce se va desfășura în luna iulie. Sportiva se pregătește în aceste zile cu lotul național într-un cantonament în Piatra Craiului. Cel mai longeviv director de club din Oltenia, Pavel Badea, crede că sportiva sa va ajunge la Olimpiadă și că poate obține chiar o medalie. Primul obiectiv al lui Alexandra este să se califice la Olimpiadă. Când va ajunge acolo, orice este posibil. Alexandra este sportiva anului în ultimii 3 ani. Este sportiva care este portrapelul clubului sportiv Steaua Craiova. Este sportivă pe secția de lupte. Noi avem și pe Covaci în cadrul secției de lupte. Ei sunt antrenați de Aurel Cimpoeru și Marius Cimpoeru, frați care fac o treabă foarte bună pe secția de lupte. Badeaș motivează încrederea pe faptul că Anghel este o luptătoare adevărată și în afara sălii de sport. Ea a revenit în sportul de mare performanță după o accidentare gravă la coloană, în ciuda prognosticurilor pesimiste. Alexandra vine după o accidentare foarte gravă, în care a existat mari șanse să nu poată continua activitatea sportivă. Și totuși, fiind o luptătoare, a reușit să se recupereze și să redevină o sportivă importantă al secției de lupte din cadrul clubului Steaua Craiova și să facă mare performanță la nivel internațional. Să sperăm că ea își va concretiza această valoare pe care o are printr-o calificare la Olimpiadă. Fostul mare fotbalist a mai spus că va continua colaborările cu LPS Petrachetrișcu și SCM Craiova spre binele sportivilor din Oltenia. Stau aici pentru dorința de a fi alături de sportivi, pentru a fi lângă acest club care m-a format și care mi-a dat șansa să fac mare performanță. Aceea șansă de mare performanță dorim să o dăm tuturor celor care sunt legitimați în cadrul clubului sportiv Steaua Craiova. CS Universitatea Craiova are în acest moment 15 secții și peste 250 de sportivi legitimați.